spuneam că ninge la munte și ninge abundent în mai multe regiuni ale țării. Stratul de zăpadă așternut în mai multe localități, dar și pe mai multe drumuri din Oltenia și Transilvania, a dat serios de lucru drumarilor. Utilajele de desăbezire au fost pe străzi și noaptea trecută. Mergem chiar acum la Brașov să aflăm informațiile noi de la Ovidiu Stan. Ovidiu, bună dimineața! Sâmbătă a fost o vreme superbă în Brașov, un cer senin, temperaturi prietenoase. Nu-mi vine să cred ce văd în jurul tău acum. Ana, Andrei, bine v-am regăsit. Cu siguranță a fost o vreme frumoasă în cursul zilei de ieri, chiar în Duminica Florilor, însă de aseară vremea s-a schimbat, iarna a revenit la munte, cel puțin la Brașov și în celelalte județe. Vorbim de cantități crescute de zăpadă căzute pe carosabil, mai ales pe drumul național 1 la Predeal, unde ninge acum abundent și utilajele de dezăpezire au ieșit pe drum pentru a îndepărta zăpada și pentru a arunca material antiderapant. De partea cealaltă avem și DN1E, drumul dintre Râșnov și Poiana Brașov, acolo unde au căzut copaci pe carosabil și, bineînțeles, drumul este acoperit de zăpadă, dar și DN73 Bran-Moeciu, unde de asemenea a nins abundent. Nu doar în județul Brașov a nins, ci și în județul Covasna și Harghita, chiar și la Cluj a căzut o ninsoare foarte puternică. În general, în toate zonele de munte, la altitudini de peste 1000-1200 de metri, zăpada s-a așternut atât pe carosabil cât și în celelalte zone, iar polițiștii recomandă tuturor participanților la trafic să circule cu atenție pentru a nu exista evenimente. Temperaturile au scăzut brusc în stațiunea Gorjană-Rânca, acolo unde stratul de zăpadă instalat depășește 30 de centimetri. Drumarii au scos utilajele de dezăpezire și s-au apucat să împrăștie material antiderapant pe drum. Și în Transilvania, în scanturi iernii întreaga noapte.